Da, în seara asta s-au încheiat cercetările și s-a decis ca doamnele să fie cercetate în stare de libertate în continuare, ca domnul doctor să fie cercetat în stare de libertate cu interdicția de a părăsi țara toată lumea și mâine la ora prânzului domnul vicepreședinte va fi citat în stare de libertate la judecătorie pentru emiterea unui mandat de arestare preventivă, solicită parchetul de pe lângă curtea de apel.